Procesul e destul de simplu. Pe mine nu mă avantajează acest proces. Și va fi o competiție de 4 luni, adică se va încheia pe 15 martie și va fi măsurată notorietatea și potențialul de creștere. Eu nu stau prost la notorietate, deși stau foarte bine așa cum simt eu, la încredere față de cei care mă știu, au încredere în mine, dar nu stau bine la notorietate deloc și va trebui să recuperez aici. Și de aceea și competiția m-ar ajuta. La potențial de creștere cred că iarăși stau bine. Și se va face un sondaj. Da? Se va face un sondaj și candidatul care va avea cele mai bune șanse va fi nominalizat.